În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Știm multe, cunoaștem multe, am învățat multe, trăim multe experiențe, vedem și evenimente noi, vedem și evenimente ciudate, vedem și evenimente periculoase și cred că ar fi momentul să înmulțim trezvia și atenția. Pe lângă sănătatea cea trupească, pe care o mai îngrijește și medicul, și o mai îngrijim și noi, este sănătatea cea sufletească, care e legată direct de cea trupească. Deci trebuie să ne învățăm să fim un pic măsurați în tot ce facem. Atenție și la vorbă, că vorbim mult, atenție și la pierdut timpul, că pierdem timp mult, atenție și la risipirea minții. Și în special aș face o remarcă, nu cu tentă răutăcioasă, ci cu tentă de trezvie. Mai lăsați mass media în pace, că nu face altceva decât să seamănă mai mult de honi decât folos. Pentru că Apostolul Pavel ne spune așa: nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu, de aceea mie nu mi-este a mă lăuda decât numai în crucea Domnului meu. Moartea pentru cei ce mor este somn și întâlnire cu Hristos. Dacă Hristos a înviat, și noi vom învia. Clipa și ceasul morții nu-l știe nimeni, ci numai Dumnezeu, și aceea se numește judecata eschatologică particulară. Nu știm dacă plecăm tineri sau bătrâni, asta tot noi nu hotărâm, pentru că Dumnezeu câteodată lasă pe unul să trăiască 100 de ani și nu știm de ce, și pe unul lasă să trăiască un an și iar nu știm de ce, și pe unul lasă să trăiască 50 de ani și iar nu știm de ce. Dar știm un singur lucru: privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită, că diavolul caută ca un leu pe cine să înghită. Noi, sub pretinsa noastră credință ortodoxă, trăim tot timpul sub legea Harului. Ar trebui să fim protejați de orice rău dacă suntem atenți la Har. Dar ne întrebăm cum putem păstra Harul la modul cel mai simplu și concret ca să nu-l pierdem. 1. Disciplina personală a sufletului. Rugăciunea de seară sau de dimineață, acolo cât te pricepi tu, cât de scurtă sau cât de lungă, dar să fie o rugăciune. Să vadă Dumnezeu că nu te-ai pus în pat ca pala de fân când o pui iesli la oiță să o mănânci. Când te-ai pus la masă, fă o cruce. Când te-ai sculat, fă o cruce. Când te-ai culcat, fă o cruce. Când mergi la drum, fă o cruce. Când te sui mașină, zi: Doamne ajută. Noi nu știm de unde pândește, așa spune psalmistul David: în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Noi nu știm de unii ceasul cel rău. Vedeți, adeseori noi dăm sentințe din astea. Da, las că l-a bătut Dumnezeu. Nu știm noi pe cine bate Dumnezeu și pe cine nu bate. În primul rând, nu ni cere nouă socoteală. Spune în paremia lui Isaia că părutul sau ochii celor mulți nebunie, dar ei sunt în pace. De ce? Pentru că noi nu știm de ce cheamă Dumnezeu la ordin oamenii, cu timp sau fără timp. În schimb, plătim niște nepăsări ale noastre și totdeauna susțin cu același punct de vedere și cu aceeași tărie că atâta timp cât noi continuăm să fim nepăsători, comozi, leneși la cele sufletești, probabil Dumnezeu vrea să ne inițieze un pic. O să vedeți într-o zi, și nu departe va fi ziua, și nu fac o glumă și nici o prorocie, cum o să-i vedeți pe atei pe la biserică, lingând icoanele și făcând cruci. Să nu uitați treaba asta. Știți ce se întâmplă? E acum să buric, așa ca ariciu, când pui mâna pe el și scoate țepii. Dar când dă frica peste ei, să vezi cum îl caută pe Dumnezeu care nu-l cunosc. Și vă spun lucrul ăsta pentru că ei până acum au râs și au făcut trei categorii de miștouri, ca să le spunem pe țigănească românească, despre Dumnezeu. Întâi, au contestat familia primordială, bărbat, femeie, și oamenii au fost întrată nepăsare încât nu i-a interesat referendumul prea tare și a zis: aia și ce dacă, ei acum suportați anumite consecințe care sunt de natură, educație sexuală în școală, anumite legi impuse, că vrei, că nu vrei, le aspiri, le miroși, le trăiești, drepturile sunt egale pentru toți și atunci, odată ce ai avut dreptul să-ți pui la punct legea și n-ai pus, o să fii sănătos. Suportă-i și pe cei din jurul tău pe care i-ai neglijat sau i-ai ignorat. Țineți minte că este un proverb românesc: elefantul rupe podul, dar purecile răstoarnă elefantul.
Adică când te mușc un purice, nu stai în pat, da? Te învârți pe toate părțile și vrei să-l prinzi. Ei, așa e și cu legea asta scăpată de sub mână. Nu te omoară, dar te învârte și te întoarce ca să ții minte că ai dormit când trebuia să fii treaz. A doua chestiune care noi am făcut-o cu foarte multă nepăsare și dezinteres și chiar am fost obraznici, nu noi cei din biserică, poate colegi de-ai noștri, frați de-ai noștri, rudii de-ale noastre, cunoștință de-ale noastre, au strigat românii vreo 2-3 ani cât i-o ținut bojoge. Vrem spitale, nu catedrale. Iată că Dumnezeu a rânduit din pronie cerească să gustăm necesitatea spitalelor. Vedeți ce înseamnă spitalul? Suferință, durere, medici stresați, medici obosiți, linii întregi de gardă, oameni morți, medicamente care nu-și fac treaba, medicamente care nu rezistă la încercarea la care e supus omul pentru că e de sus. Chiar dacă ar spune nu, că l-a făcut oamenii, poate să-l facă și mama dracului. Odată ce el nu poate fi stăpânit de știință și de medicație, este plagă de la Dumnezeu, scurt, ca să învățăm, să strigăm, Doamne miluiește, nu Doamne îmbolnăvește. Ați înțeles? Eu nu vă spun ca o amenințare, ci vă spun ca o constatare. Și mie mi se pare că vine perfect ca o mănușă. Iar al treilea lucru, pentru care suntem noi certați adeseori, sau suntem mustrați de Dumnezeu, avem acel nărav în care ne-am învățat, nu pentru, poate că nici nu vorbesc pentru dumneavoastră, dar auziți dumneavoastră, o să transmiteți la alții. Medievaliștii, mediocri, analfabeții, pupătorii de oase, pupătorii de moaște, tralala și tot felul de jicniri de 2 lei, pe care Dumnezeu nu le suportă, nu pentru noi. Pe noi nici n-are treabă cu noi, suntem zero, spune în cartea lui Ieremia, cel ce pământul ca pe nimic înaintea ta, toate popoarele înaintea ta, o picătură din cadă, scurt, ca să vedeți și omenirea pe pământ. Deci pământul, sunt asteroizi de ăștia care umblă prin univers, care dacă vine unul de ala și se izbește din pământ, îl face bucățele cum ai sparge tu o bomboană de cocos. Dar nu asta e esența. Esența este că Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui și bucuroase vor oasele cele smerite. Sfinții aia care stau în raclă n-au fost nici patroni și nici academicieni. Au fost oameni plini de Duhul Sfânt. Au fost oameni care au tras harul lui Dumnezeu, care au biruit legile lumii și care au învins trupul și au cucerit cu sufletul cerul. Iar acum sunt epistola lui Pavel. Casnicii, prietenii și oamenii de casa lui Dumnezeu. În schimb, eu pentru dumneavoastră am pregătit o istorioară simplă ca să înțelegeți când poți fi ucenic și când nu poți fi ucenic, ca să vedeți că noi, chiar dacă am vrea adeseori să fim altceva decât suntem, noi nu putem fi altceva decât ceea ce suntem. Era un bătrân foarte sporit și dumneavoastră știți, în general, și printre băbuțile noastre ortodoxie. Vai, de eu sunt ucenica lucutare, 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 fiecare băbuț e ucenica cuiva. Nu! Noi suntem fiii lui Dumnezeu după har și botez, suntem fiii Bisericii lui Hristos prin altoirea botezului în butucul Hristos, cum spun eu, butucul voi mlădițile, Tatăl lucrătorul, dați-l mai înșetul. Mute. Și spune acolo, mlădița care aduce roadă să curăță să-ți facă și mai mult. Ați tuns vie la țară. Lași 3 ochi și îți face 5 struguri. Mlădița care ne aduce roadă să tai râpca și să dă la foc. În schimb, această lucrare de ucenicie, cum vreți dumneavoastră să o numiți, ea poate fi folosită și în acest fel. Tot ucenicul poate urca pe duhovnic în slavă, că dacă el face ce trebuie și se văd minuni și rezultate, atunci duhovnicul e bun. Dar dacă rezultatele sunt slabe, care va fi replica? E, așa duhovnic, așa ucenici. I-o lăsat de capul lor, o crescut prost și aiurea, i-o lăsat cum o vrut ei, nu s-o luat de dâns și nu i-o îndreptat, iaca. E, o umplutură. Deci, jignirea o ia tot Hristos, tot el o ia peste față. Că vezi, Doamne, biserica nu învață bine. Ba da, biserica învață exact ce trebuie și omul trebuie să facă exact ce trebuie făcut și biserica trebuie să facă exact ceea ce învață ca să fie totul bine.
Și am să vă dau pilda să deduceți singuri cum trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu. Era un bătrân, sporit și plăcut lui Dumnezeu și își iubea toți ucenicii. Ca și cum v-aș iubi și eu pe dumneavoastră, că doar de asta ne rugăm împreună să fie bine. Și se ruga mereu lui Dumnezeu ca toți ucenicii lui să ajungă în rai. Și într-una din zile i s-a arătat Dumnezeu și a spus așa, bătrâne, nu te mai ruga. Insiști imposibil și fără rost. Ucenicii tăi nu vor fi la măsura ta niciodată, ci doar se vor lăuda cu eticheta ta tot timpul. Altceva nu știu să facă. Nu, Doamne, te rog eu să-i iert, că dacă cauți la fără de lege, cine să mântuiești? Hai, Doamne, fă un gest prin care să li vezi și lor dragostea și credința. Bătrâne, îți spun eu că îi probez și încerc. Uite, ai să o trăiești cu ochii tăi și ai să o vezi. Și bătrânul i-a spus cu atenție, măi, am avut un vis aseară revelat de la Dumnezeu, că Dumnezeu o să vă încerce cu încercarea, aveți grijă cum vă purtați, nu cumva să vă faceți diriț în fața Mântuitorului, să-mi bată și mie obrazul că nu v-am crescut cum trebuie. Zis și făcut, apare într-o zi un călugăr tânăr la ușa chiriei și spune așa, bătrâni, vezi că în cetate o adus pe smet, o adus măsline, o adus ulei, o adus smochini, trimite ucenicii cu rucodelea care o ai, că mâinii târg. Bătrânul a spus, dar parcă târgul era totdeauna cu 3 zile mai târziu. Măi, acum așa e târgul, eu te anunț, am primit ordine în cetate, îți vin să te anunț. El era îngerul, nu era ucenic. Bătrânul a spus, hai, luați-vă rucodelile și mergeți la cetate, vindeți și să aduceți-vă doi pesmeți, smochinii, să avem ce mânca și ulei pentru candelă. Și-au pus imediat ucenicii alea bagajele și-au luat ploscuța cu apă, câțiva pesmență în traistă, și-au luat trasa pe mână, și-au luat bețeșorul, marfa și-au plecat spre târg. La jumătatea drumului întâlnesc un răpănos de ăsta, un amărât, un nei, ca nimic, care nu dădeai doi bani pe el. Bolnav, tot plin de bubi și-a zis, dați-ne o gură de apă. Dar unul dintre ei și-a zis, dați-i, nu ți-i rușini, bă. Cum-ți vii tu în adâncul pustii să cere apă când știi că aici călugării mor de sete? Cine a stat în cetate unii apă? Ce ai venit să cerșești aici în adâncul pustii? Cine să-ți dea ție apă aici în adâncul pustii? Tu te auzi vorbind. Băi, este apă în ploscă? Da. Ia, lua stăți câte o gură și rămâni îi dăm lui. Și au băut în așa fel să nu rămâne nimic. Na, vezi? Ce vrei să-ți facem? Să mor de sete dacă n-ai avut treabă în cetate și ai venit în pustie. Dar poate vă un pesmet la voi aveți că mi-e așa de foame? O să zic, da, avem câțiva pesmeți, dar pe drum până în cetate și înapoi așa de lung și crezi că avem de unii împărțit pesmeți cu tine? Hai, luați-vă tăți câte un pesmeț, dacă rămâne dați lui și câte unul. Și-au făcut-o la tupeu și-au mâncat toți pesmeții. Și-au zis, vezi, trai, stai goală. Și-au zis, bine, atunci am alte rugăminte. Măcar dați-mă o haină de asta de-a voastră, că mi-ai ponosită, mă mușcă țânțarii, mi-e fric noaptea. Etena, și ce mai vrea tu? Dar cine te crezi tu să umbli cu hainele călugărilor? Mai ales că astea sunt numai pentru monahi. Tu cine te crezi? Tu ce cauți aici în pustie la cerșit când știi că în pustie e sărăcia de bunăvoie și n-are nimeni nimic? N-avem ce haine să dăm, să fii sănătos. Bine, măi băieți, atunci am o rugăminte. Măcar, luați-mă și pe mine în spate până la marginea cetății. Etena, și ce ai mai vrea? Dar tu crezi că noi ne ducem în cetate ca să te cărăm pe tine? Și te-au adus și te-au lăsat aici, te ducă tot în cetate, la revedere. Și l-au lăsat acolo și au plecat. Între timp, același înger vine sub formă de tânăr și îi spune bătrânul, ia-ți rapid toiagul și tai-o pe urma ucenicilor tăi că sunt în mare primejdie. Acum te duci ca să-i salvezi, până nu-i prea târziu. Că dacă ajung în cetate și-o căzut, e târziu. Bătrânul a pus bățul în ușă și-a luat ploscuța cu apă și-a luat tripesmeț, și-a luat rasa pe umăr și tai-o pâș-pâș prin năsâpul deșertului și îți ducă rapid în cetate. La jumatea drumului dă dialogul ăsta la fel acolo stând. Om bun, ai o gură de apă, cum să nu? Hai, ia și bea de aici, eu da și-o bău jumătate de plosc. Ai, ce bine mi-am potorit setea Dumnezeu să te răsplătească și înșerși pe pământ. Dau un pesmet, ai, am, uite, de aici 5 pesmeți, mi-a luat pentru mine, dar dacă merg în cetate, am să-mi cumpăr alții. Mănâncă-i să nu fii flămâni. Dar mai am o rugăminte. Poți să-mi dai și mie haina asta și o porți pe mână, că e mai bună decât a mea care-i ruptă tătă și mă mănâncă țânțare și noaptea mi-e frig și mă chinui frigul? Ia-o, omule! Vezi că e călugărească, dacă te ceartă cineva, spui că ți-am dat-o eu.
Dar ține de cald că e bună, e din șâiac, e din lână. Dar mai am o rugăminte. Poți să mă iei în spate, să mă duci până la poarta cetății? Eu sunt mai bătrân, frate. Dacă titării cum poți până la piatra asta, să te sui pe piatră, că eu dacă mă plec, nu mă rădic de jos. Spune-te aici pe cocoșa mea, că te-o-i duce cum ai putea. Și l-a luat în spate și a plecat frumos spre cetate. La poarta cetății, ucenicii stăteau la lizală, la tolăneală, la povești, acolo grămadă, așteptau să înceapă târgul, care nu era început, că nu era niciun târg, mai erau oameni pe acolo, dacă scau gura cu alte treburi. Și îl văd pe bătrânul lor cu sărăntocul în spate și cu bățul la dânsul. Nenorocitule, nerușinatule, dacă nu ți-o mărți cu noi, ți-ai găsit să-ți bați joc de bătrânul nostru. Ți-ai găsit să-ți bați joc de un amărât de bătrân, l-ai luat de prosticari. Dar cine te crezi tu? Numai că bătrânul s-a întâmplat o taină. În timp ce îl ducea în spate, simțea că e mai puternic, că nu simte oboseală deloc, că nu-l doare spatele, că nu-i grea povara, că nu-i foame, că nu-i sete, că nu-i cald. Și se mira, măi, mare Dumnezeu, ce har mi-o dat, uite, pentru că fac milă cu bietul ăsta om. Și când o dat să pună mâna pe el să-l plesnească, o prins de băț, schilodul ăsta, ologul, și o să așa, bătrâni, 30 de ani te-ai rugat să fac ucenici ca tine și să ți-i mântuiesc. Uite ce hal de ucenici ai crescut. Cum să fie aștia ca tine și să intre în rai când s-au întâlnit azi de mine și s-au purtat la cel mai execrabil mod? Și în clipa aia s-a făcut nevăzut, ăla era Hristos. Deci, așa și domniile voastre. Nu vă purtați ca în vreme de molimă, purtați-vă ca în vreme de apocalipsă. Pregătiți oricând și de viața trecătoare, și de viața veșnică. De mâncăm sau de bem, de murim sau de trăim, a Domnului suntem. Amin și Doamne ajută!